Părinții ar trebui să știe că pornografia este accesibilă acum tuturor generațiilor. De aceea cei mai vulnerabili sunt proprii lor copii. De aceea ca și părinte ai datoria să vorbești cu copilul tău, să explici care este pericolul pornografiei și asta ar trebui să o faci la vârsta de șapte ani, să zic. Când copilul deja începe să priceapă, trebuie să explici ce înseamnă pornografia? Noi chiar am citit și am tradus la un moment dat un material foarte bun care explică părinților cum să discute cu copiii lor despre sexualitate. Dacă noi nu discutăm cu ei, oricum copiii se maturizează din ce în ce mai devreme. Ei vor fi asaltați de imagini care au de-a face cu sexualitatea și de pornografie. Colegii lor de la școală se vor lăuda cu ceea ce au văzut. Ei au uh, computerele aproape de ei și vor încerca să intre pe site-uri. Cel de-a de doua măsură pe lângă educație este controlul. Avem datoria să controlăm. Și ca și părinți, există în fiecare browser, există un istoric. Intrați pe istoric și vedeți la ce s-a uitat copilul dumneavoastră. Dacă a fost pe un site în care a învățat la geografie, foarte bine. Dacă și-a făcut proiectul pe nu știu ce temă, foarte bine. Dar dacă a vizualizat pornografie, dacă a fost pe site-uri cu filme ciudate, dacă uh, uh, și-a descărcat jocuri care au de-a face cu pornografia, trebuie să discuți cu copilul tău și să-i explici că știi lucrul acela, că nu este normal, nu cred că neapărat cu pediapsa se rezolvă. Uneori s-ar putea să trebuiască să-i restricționez accesul la internet. Dacă și părinți avem datoria să supraveghem copiii astfel încât ei să o ia pe o cale bună, pe o cale corectă și să nu fie expuși la imagini pe care apoi să le proceseze ani de zile. Uneori sunt copii care nu mai urmăresc pornografie, și totuși acele imagini le revin din nou și din nou și din nou în mintea lor. Imaginea este foarte, foarte periculoasă. Știu că în, în mass media lucrați cu imaginea, și în televiziune în special, dar imaginea are o parte pozitivă și are o parte negativă. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce imagini lăsăm creierul nostru să proceseze. Pentru că ceea ce semănăm în creierul nostru, aceea culegem. Vor fi valori sau non-valori pe care oamenii le vor avea în viața lor după ceea ce au urmărit ca și imagini.